Asta încerc să mă duc pentru că aveam în cap o anumită configurare a ceea ce vreau să vă spun acum, atunci când s-au spus atâtea, am să plec un pic, să zic, de la ce s-a discutat și o să mă duc de ceea ce vreau să vă spun. Apropo de cunoaștere, de știință. O doamnă, două femeie, a dat o întâlnire a dumneavoastră cu un mare profesor neurolog american de origine română. Acum vreo 10 ani, dacă nu mă înțeleg, dacă nu mă înșel. Și doamna, care a chirurg, l-a întrebat pe domnul profesor, până la urmă, ce știm despre creier? Și a spus, doamnă, stimată doamnă, știm că nu știm nimic. Și ca să exemplific un pic ce înseamnă această cunoaștere și cât de relativă este ea, am văzut cu mulți ani în momentul ăsta, vreo 10, mai mult, 15-20 de ani, un documentar în care erau mai multe episoade cu operații chirurgicale ieșite din comun, cu cazuri excepționale. Și era prezentat cazul unei fete, unei tineri americance de 19 ani, că la un moment dat s-a simțit foarte rău, a intrat în comă, a dus-o la o mare clinică și au luat o echipă de medici foarte buni și au constatat că creierul ei expandează, se inflamează și expandează în cutia craniană. Au încercat să o trateze medicamentos și așa mai departe, nu au reușit și au dat seama, la un moment dat, va trebui să fac o operație pe creier, să pur și să scoată o parte din masa craniană, care nu a dat loc în cutia craniană. O trepanare. O trepanare. Însă cutia, i-au scos o parte care era chiar acolo în dreptul unde au scos calota craniană și a revenit pentru un moment, i-a dat un parametric, după care, în continuare, iar i s-a făcut rău și a intrat în comă și tot așa, profilul care o trata, nu mai știu cum se numea boala, mă depășește cu mult, și i-au fost trei cazuri cale ei în lume, înregistrate în rău de specialitate. Și-o dat seama că există o singură variantă. Cu familia și-a spus, dacă mai este o variantă, pur și simplu, să intrăm invaziv și să scoatem din masa craniană foarte mult. Nu știm exact, dar fie foarte, dar vă dați seama că intrând atât de invaziv, nu, sigur că nu va mai fi om, nu va mai funcționa. Și spune, sunt unul din toate cauze, familia, părinții s-au dat acolo, dar decât să moară, ne dăm acum și asta o operație extremă. A operat și a scos mai mult de jumătate din masa craniană. Fata și-a revenit. Nu a venit. Și tot s-a făcut să ajungă să vadă ce se întâmplă, dacă va mai fi conștient, ca să vorbească, să mai așa mai departe. Și spre surprinderea tuturor, fata și-a revenit complet, perfect conștientă. Și a continuat studiul. Și a funcționat ca unul normal. Ok, am văzut doar așa ca să exemplu de ce nu știm nimic. Știți? Da, asta face parte din ceea ce inclusiv știința numește miracolele, pentru că se discută și despre asta și toți oamenii o parte a multe mister sau unii chiar întâmplări pe care le definesc ca prin miraculoase, acolo unde orice este capabil de acțiune, de geometrizare a științei, nu reușește să răspundă. Se spune că miracolele survin adesea, în special pentru cei care cred în ele. Cei mai refractari, foarte, foarte raționali sau pedanți, în sensul ființeilor sau al meseriilor, nu vor miracole, nu le apar, pur și simplu. Există așadar și o propensiune spre miracol, se spune. Da. Și acum să pornim ce a spus domnul Boroga, apropo de axe multe de cuvintele lui care sunt zguduitoare. Și de ce a ajuns omul să fie, așa cum spune el, să-ți fie rușine că un om că ești om, că ești în această categorie. Și avem un prim răspuns, da, doar așa pentru început. Părintele Asenie Papașoc, întrebat fiind la un moment dat
Părinte, ați fost și în închisoare și ați fost și în pustie. Unde v-a fost mai greu? Sau unde ați fost mai încercat? Și a spus așa. În închisoare, în pustie, mă confruntam cu un demon sau cu un diavol care știa de Dumnezeu, avea limitele lui. În închisoare eram chemiți de oameni care nu știau pe Dumnezeu. Da. Adică, astea erau temii de comparație. Chipul ale răului, da. Chipul ale răului. Și acum încercăm să refac un pic traseul pe care l-a făcut un profesor Sârbu, plecând la omul spiritual, cum am fost din început spiritual și legat de spiritualitate și de religie. Și pe parcursul istoriei a fost un proces de decădere, de adâncere în cădere. Pentru că din spiritualitate am căzut în filozofie, din filozofie am căzut în morală, din morală am căzut în politică, din politică am căzut în plan economic, în locuri economice, materiale și ideologie, politică, ideologie și apoi din economia căzută în finanțe. În această atracție pe care există banul și care este idolul lumii de astăzi. Știți că există un cuvânt, mă iertați că vă întrerup, dar există un cuvânt foarte frumos românesc pe care mi-a amintit când se discuta aici despre aspectul ăsta al răului. Constantin Noica l-a reluat și l-a discutat în cuvânt împreună despre rostirea românească. E vorba de împielițare. Împielițarea omului. Da, o îndrăcire. Da. Cum ajunge omul care este sub har să se îndrăcească, să se împielițeze, spune românul vechi. Termenul este extraordinar, da. Și este extrem de sugestiv și îmbracă foarte bine această realitate. Exact. Omului de astăzi. Și când s-a apropiat de adevăr, adevăr științific, adevărul religiei, să plecăm un pic de la momentul din dimineața vinere mari, când Mântuitorul s-a dus în fața lui Pilat din pont, în pretoriu. Și la un moment dat, Pilat îi aduce la cunoștință de ce este acuzat de către iudei. Și Mântuitorul nu răspunde nimic. Este tăcut. Și atunci, cumva, iritat, îi spune, nu știi că am putere asupra ta. Și acum poți să faci ce vreau, dar de moarte și de viață asupra ta. Te pot salva, la o adică. Și Mântuitorul îi spune așa, nu ai avea putere dacă nu s-ar fi dat de sus. Și atunci, spune, adevărat îți spun ție, nu ai avea putere dacă nu s-ar fi dat de sus. Și atunci Pilat, cumva retorul întreabă, ce este adevăr? Fără să înțeleagă că în fața lui era adevăr. Pentru că adevărul nu este ceva în afara persoanei. Universul, dacă considerăm că omul n-ar fi prezent în univers în creație, ar fi numai astre, planete, galaxii și așa mai departe. Pentru că acesta nu ar exista care ar fi adevărul. Și n-ar exista o conștiință care să gândească. Adevărul este decât în cadrul conștiinței. Da. Și atunci, adevărul este, nu este ceva, ci este cineva. Și adevărul pentru noi care suntem creștini, este Iisus Hristos. În greu spune eu, sunt calea, adevărul și viața. Sunt calea care duce la adevărul care vă dă viață în final. Pentru că adevărul este Dumnezeu. Este Dumnezeu însuși adevărul. Când Moise l-a întâlnit pe Dumnezeu pe muntele Sinai și care au fost numate tablele legii, el era analfabet, Moise. Era o problemă într-un neam de nomazi, într-un trib de nomazi, păstori, fără, da, o cultură tradițională, cu niște cutume. Nu avea o cultură spiritualizată foarte puternic sau nu aveau scris, nu aveau cărți, nu aveau păstori, nomazi. Și după ce Dumnezeu i-a dat tablele legii, Moise, nedumerit, și dă seama că are o problemă și îl întreabă ce să le spun când trebuia să coboare de pe munte la cei care erau, poporul lui care era la poalele muntelui, cine să le spun că ești tu? Adică, să nu puteți să spun acestea sunt tablele și vreau să mă întrebe, dar de unde ai? Ce ți le-a dat? Și atunci Dumnezeu a răspuns cu singura întrebare posibilă.
spune că eu sunt ceea ce sunt. Iată, în ebraică. Adică existența însăși. Acesta este singurul punct de pornire pe care biserica, apăsat biserica, îl are pentru tot ce înseamnă realitate obiectivă. Univers, creație, om, tot ce numim ca natură. Dar toate au această punct de plecare într-un principiu absolut care este Dumnezeu. Și să se pune o întrebare, că așa cum spuneam, asemenea este o întrebare de credință și este foarte frecventă. Dacă Dumnezeu ce n-a făcut. Este evident că dacă Dumnezeu ar fi făcut, n-ar fi Dumnezeu. Dumnezeu care nu este făcut. Este întotdeauna este cel ce face. El este existența însă. Și existența însă nu poate fi făcută. Ea este pur și simplu. Și acest punct de plecare a ceea ce mulțim noi în biserică. Și spun că este o revelație, pentru că adevărul nu pot fi descoperite. Așa cum spuneam, domnul Duda spunea că fizica nu are niște răspunsuri, nu știm. Noi avem niște adevăruri relative. Putem să măsurăm, să cuantificăm pe când la niște procese fizice palpabile, măsurate cu instrumentele noastre și percepere cu simțurile noastre. Dar ce este în spatele lor, nu putem să spunem ce este. Știți că în spațiul cuantic există particule. Tot ce este în spațiul cuantic există particule. Dar dincolo de spațiul cuantic, ce mai există? Informație. Și dacă spunem că este informație, așa presupunem că este și undeva de unde o sursă a informației. Că nu poate fi decât rațiune. Pentru că, în tot spunea domnul profesor Sârbu, la început era cuvântul și în grecește cuvânt se spune logos, că înseamnă și rațiune. Da. Adică la început era rațiunea însăși. Da? Acest și eu, cel ce sunt rațiunea însăși. Sunt înțelepciunea infinită. Da? Și ăsta este punctul de plecare. Revenim acum la lumea de astăzi. Și noi așa putem să n-avem timp să dezvoltăm foarte mult. Revenim la lumea de astăzi, un pic devin un pic mai prozaic. Într-un că vorbim și de societate, de lumea de astăzi, să definim un pic ce este lumea de astăzi, societatea de astăzi. Și pentru că n-am foarte mult timp, m-aș axa un pic pe domeniul care este cel mai apropiat de omul de astăzi, domeniul economic și financiar, și care mi se și oarecum cunoscut. Am de vedere activitatea mea anterioară. Și ar trebui să definim un pic cum se vede lumea de astăzi sau care sunt factorii care definesc lumea societatea de astăzi, societatea economic, să spunem economie, plan economic, în care să definească lumea de astăzi, această încrâncenare pentru rezultat economic, pentru profit, pentru societate financiare palpabile, măsurabile în unități monetare, contează unități monetare, am putea spune că asta este definită așa, economia de astăzi este definită de câțiva factori. Primul care ar fi concentrarea fără egal în istoria economiei moderne, a resursilor financiare, a capitalului financiar. Sunt oligopolurile, cum se numesc ele. Da, ca să nu spun că ca să fie un monopol, absolut spune că e oligopol. Da. Pentru că, de exemplu, fluxurile financiare, structura capitalului actuale și participațiilor marile corporații care practic configurează economia mondială și își pune amprenta asupra ce este economia mondială de astăzi, este dominată de unor entități financiare titanice, am vrut să spun. Care câștigă din măsurat. Da. Sunt câteva grupuri, fonduri de investiții, cum este BlackRock și Vanguard, care se zic, BlackRock, de exemplu, deține active de 20 de trilioane de dolari, care controlează majoritatea marilor corporații, cu Vanguard, care controlează majoritatea marilor corporații și bănci de lume. Există o concentrare și o concentrare și o sporire continuă acestei mase monetare financiare în mâna unui grup restrâns de entități. În perioada pandemiei, primii 10 miliardari ai lumii, de la o avere de sumat de 700 de miliarde de dolari, au ajuns la 1.500 de miliarde de dolari. Deci este un mecanism economic care asigură un transfer de valoare permanent
către cei care controlează fluxul financiar. Este un mecanism de extragere de valoare. Al doilea, și pe lângă aceea, are o capacitate enormă de a influența tot ce înseamnă politic, cultural și toate structurile societății de astăzi. Al doilea element este revoluția digitală. Să mă întorc la el. Și al doilea element este reconfigurarea lanțului de aprovizionare pe seama actualelor fracturi geopolitice. Asta este un aspect mai recent. Dar vreau să mă întorc un pic la revoluția digitală pe care domnul profesor a atins-o în bună măsură. Și am să punctez câteva elemente la propoziția de revoluție industrială și să o leg un pic de problematica omului. Acum revoluție digitală, numai aș vrea să spun altceva, să încep un pic acum. Omul de după cădere, Adam, știți că a fost pus în situația căzând de sub calul Dumnezeu și nu mai trăia acolo în Eden, fără să fie nevoie să muncească, pentru că toate erau ale lui și toate erau la îndemână. Și a primit piei de animale și a fost exilat. Și a fost exilat și a spus de acolo încolo, vei asurda pentru hrana ta, printre tăinți și pălămită și așa mai departe și mai departe. Vei fi să muncești din greu pentru mâncarea ta. Ca să muncească, Adam trebuie să-și facă niște instrumente, niște am inventat sapa, omul inventa sapa, mai târziu plugul, roata, ca să... Deci, tehnologia de început, pentru a-și sigura hrană. Orice instrument care omul a creat, l-a și influențat. L-a influențat ca existență. Și a lăsat amprenta asupra lui. Pe măsură ce omul a trecut prin istorie și acumularea de cunoștințe i-a permis să progreseze tehnologic până în ziua de astăzi. Și m-a ajuns la această explozie tehnologică care depășește orice imaginație. Toate aceste artefacte i-au influențat, influențat în mod esențial. Pentru că omul, tractoristul, cel care este astăzi tractorist și merge pe tractor, cu aer condiționat și cu muzică, cu casa în urechi, nu mai nimic de a face cu cel care săpa pământul cu sapă. Cu ecran digital. Cu agricultorul, cu țăranul care, sau cu carul care ara cu plugul și cu animalul său de povară. El poate să nici nu fie pe tractor. Legătura dintre om cu pământul era alta. Este o legătură cu creația Dumnezeu. Țăranul știa că este dependent de creație și de Dumnezeu. Și cum era pentru el Dumnezeu. Știa că dacă Dumnezeu nu-l ajută, și nu dă ploaie, și nu rădește pământ, iar moare de foame. Dar poate că era o viziune de agricultor, părinte, care cultiva dintr-o neputință un pământ, nevoie. Care nu-i oferea, dar nu, mai mult. Era o nevoie, da, era o nevoie absolută, pentru că se hrănească. Exact. Dar se hrănească, el muncea. Da. Cel care acum începe de tractor, el nu moare de foame. Și dacă începe de tractor, știa că nu începe de tractor. Și cumpără bine la magazin. Se împrumută la bancă, când pierde. Nu știu, îl ajută, are pensia bunicii, da, da. Îl ajută mama, îl ajută soția care muncește, dacă el este, să zic, nu sigur, are economia nu are este stratificată. Nu are fie de muncă. Da. Și toată această etate îi dă altă conștiință existenței umane. Este o alienare a omului, care vorbește și el din altul de perspectivă marxistă, dar care avea un pic de dreptate. În ceea ce spunea, această alinare omului față de obiectul muncii și de instrumentele muncii. Este o întrebare, omul nu are nicio legătură. Pentru că sapa omul și-o făcea singur, plugul și-o făcea singur, animalul și-l îngrijea. Acum nu mai există o legătură vie, vreau să spun, între om și aceste obiectul muncii și dacă muncești. Englezii, când au făcut revoluția industrială, au terminat cu țăranii, știți? Bineînțeles. Pentru că ei au scos din abitudinile lor. Țăranul a fost și un dinamic al revoluțiilor. Da, exact. El era un conservator, normal. Exact. Un tradiționalist și el trebuia scos din istorie forțat. Da. Pentru că nu răspundea la imperativele revoluției și ideologiei. Și ale câștigului și ale profitului, da. Și ale ideologiei, da. Era prins în altă paradigmă existențială. L-au trimis la muzeu. Da. Întâi prin ladere. Exact. L-au trimis în ladere și acolo, în cimitire și de acolo la muzeu. Da. Cam ăsta a fost traseul.
Și mântuirea cam nu se ajunge în revoluția digitală de astăzi. Revoluția digitală de astăzi, ea reconfigurează omul, pur și simplu, conștiința umană, existența lui. Cu câțiva ani în urmă, unul din pionierii din Silicon Valley, unul care a lucrat prin toate firmele mari de IT și de, a scris o carte în care spunea așa, ieșiți acum de pe Facebook. De ce? Pentru că este făcut tot softul, toată platforma este făcută să vă prindă mintea și să vă prelucreze. Am ieșit acum 10 ani, părinte. Deci l-am citit pe ăla. Foarte bine. Deci a fost un roman la letre. Am stat 6 luni și am văzut ce făceau pe acolo. Exact. Și pe urmă mi-am dat seama. Și la actual aproximativ 7% din populația Europei este conectată pe Facebook. Da, și între timp știți că sunt alte forme. Tinerii nu mai... Facebook-ul e pentru bătrâni. Ei iau link din au Instagram și TikTok. TikTok-ul mult mai rapid. Nepoata mea care este clasa a doua, trecea a treia, în clasă este singura care n-a rămas pe smartphone, spre mușina noastră. Toți ceilalți copii, trebuie să-i învățat. Da. Toți ceilalți copii au smartphone, au contul pe TikTok și sunt împărtășesc zilnic impresii de pe TikTok. Sunt cetățeni ai planetei. Având acces la tot ce așa pe TikTok. Da, la tot. Copiii aceștia sunt copii care se luat un profesor. Nu, de acum e inteligența. Și aduc la ajută universitate și nu mai știu cât fac 7 ori, 8 sau nu știu, orice, luat orice. Da, trebuie să întrebe orice gadget. Pentru că el trebuie să întrebe și să, așa, sunt foarte inteligenți, dar din păcate este inteligență pasivă, adormită. E orientată. Inteligență care nu mai poate și nu mai pui pune în practică. În Japonia, la ora actuală, există, pe statistici semi-oficiale, un număr de 10 milioane de tineri între 19 și 30 de ani, care nu este în casă, își petrec toată viața în fața calculatorului, sunt incapabile de orice activitate socială și economică. Da, e acel fenomen social. Are și un nume în japonez, Fujimori, nu știu cum spune, și nu mă interesează. Deci este un fenomen atât de profund. Nu se pot confrunta cu lumea exterioară. Nu. Deci trăiesc și mor în fața, la vârste foarte frage, în fața calculatorului. Deci este un fenomen care arată unde ne poate duce această adicție. Este pur și simplu adicție, ca toate. Deci, este adicție de tehnologie. Și chiar dacă pare că glumesc pentru că vorbeați de revoluția digitală, am citit de curând un mic articol, n-am stat foarte mult pe el, dar era o chestie foarte interesantă acolo și o să-l găsiți undeva pe internet, e că datorită, din cauza acestei preocupări intense a noastre, a oamenilor și în cei din urma generațiilor succesive care sunt mult mai interesate decât de a lua o carte de aia, ne va crește al doilea rând de ploape. În viitor. Nu știu cum va fi asta, dar apare ca interesantă. Da. Din cauza utilizării. Deci fenomenul adicție, știți că în China sunt clinici specializate care primesc copii pentru a-i scoate din adicție. Da, da. De tehnologie. Și este o adicție la fel ca așa e adicția. Ei vorbesc despre asta inclusiv din punct de vedere economic. Mă scuzați că vă întrerup, dar este exact la subiect. Pe măsură ce lucrurile astea care aduc o prosperitate acelor fonduri, sigur, sau acelor investitori care își găsesc astfel împliniri în sume substanțiale, societățile pierd foarte mulți bani pentru a trata de adicție sau boli imense, sute de miliarde, adică există o contrareplică. Dar este un cerc vicios. La succes. Este un cerc vicios, și în școlile lor, acolo tehnologia este omniprezentă, cum se dorește și la noi, dar nu înseamnă cum defazați. În Finlanda, cu mulți ani în urmă, s-a scos scrisul de materia și a introdus tabletele. Vorbeam și noi, știți? Și acum reintroduc scrisul de mână, iar noi introducem tabletele. Spaniolii au dat lege și au spus scrisul de mână pentru că au observat pur și simplu copiii se prostesc. Acum câțiva ani se discuta și în România, pentru că, exact cum spuneți, păream depazați, dacă nu aveam și noi iPhone, trebuia să avem, și au zis, bine, dar ăia din clasa a doua lucrează cu laptopuri, ce mai stăm cu scrisul de mână? Da. Acum, pentru că n-am făcut-o, ne felicităm că fiind conservatori și mai codași, n-am trecut la riscul ăla. Încă scriem puțin de mână. Da, Dumnezeu, nu trecem că... Da. Și acum, și din acest punct de vedere... Produsul generației de astăzi, că eu vin în contact cu ei, să știți copiii de la mine și îmi spun, că întreb, ce ați zis, ce v-ați de la școală?
Păi, Părinte, nimeni nu-i atent la oră. Toți stau cu telefoanele. Acum, în Spania și în Ungaria, nu știu, s-au scos, s-au dat o directivă și nu mai stau la telefoanele în școli. În școli. La noi încă nu, că tot așa sunt încă. Dar din cauza părinților, să știți, părinții sunt problema, nu copiii. Copiii sunt doar niște victime. Știți cum se zice? Când o generație a fost lipsită, Da. Dorește să o ajute pe cea a copilului spunând noi a fost lipsit, trebuie să aibă ei tot și se ajunge la exces. Dar de altă parte trebuie să fii conștient de ce-i pui mâna copilului tău. Da. Și din cauza ajunge la ce se spune Yuval Harari, care este unul ideologii Forumului Economic Mondial de la Davos, care spune că omul ca ființă este depășit, deci este depășit în plan istoric. Deci așa, împlinit rolul istoric, trebuie înlocuit cu altceva. Se vorbește despre postuman. Și vorbim de omul mașină, vorbim despre transumanism. Da, și în această perspectivă, sigur că da, omul așa cum este el, care este, mă spuneați cuvântul, este idiotizat până la urmă de această tehnologie. Pentru că asta e procesul. Știți că s-au făcut studii, IQ scade la fiecare 10 ani cu câteva studii actuale. IQ este în scădere pe plan mondial. Da. Am citit și eu asta, dar aici trebuie măsurător, pentru că ce am citit eu era o știre condensată dintr-un articol elaborat care spunea că în România vârful IQ-ului a fost în 1989. Nu vorbim. Încă vorbim într-un soi de descreștere. Sunt studii la plan mondial. Dar nu știu. Sunt studii la plan mondial. Se vorbea de România doar, pentru că de ce? Dacă a existat o hemoragie de creier, nici mai proști, nici mai deștept decât alții. Exact. Asta e bine. Și păi nu, da, dacă nu suntem doar noi... Da, atunci se va întâmpla. Da. Am zis, mă, o glumă. Prin anul 2000, când era nebunia aceea cu eclipsa de soare și că nu știu ce... se va întâmpla. Și ce se va întâmpla și mai era nebunită și cele mai creia cu apocalipsa și nu ce se întâmplă și o doamnă foarte alarmată întreabă pe cineva, dar ce se va întâmpla? Și unul e așa plictisită de ea și Doamne, o să murim toți. Ei, așa nu-i nimic. Dacă nu murim toți, dacă murim toți, mi-am luat o grijă. Cam așa, știți. Și aici interveniți dumneavoastră, aici intervine problema persoanei. Pentru că omul, într-adevăr, se crede centrul universului, măcar dintr-un mic punct de vedere, nu contează. Pentru că și lumea se raportează la tine și tu te raportezi la lumea. Omul, să știți că este o ființă totul extraordinară și noi asta numai învățătura vișire scoate în evidență acest lucru. Omul este o ființă nobilă, este singura verigă posibilă între creație și creator. Da. Da? Pentru că omul în esență este dual. Noi suntem și material și spiritual. Suntem și de aici și de dincolo. Da? Ăsta este om. Suntem și trup, suntem și suflet. Și din această dublă realitate, omul este această verigă. Cum s-ar zice, noi suntem o mărturie a lui Dumnezeu. Exact. Și, și conștiința lui Dumnezeu, pentru că noi suntem chip și asemănare, chip înseamnă că suntem, avem conștiință liberă, suntem veșnici, da? Pentru că sufletul este veșnic, în toată existența e numai mare. Asta din învățătura bisericii, din perspectiva bisericii. Și avem libertate absolută. Și din acest punct de vedere, Hristos ne și spune, când, apropo de a urma sau nu, cine vrea să vină pe mine să se lepe, de sine să-și ia crucea să numeze mie. Lepădare, ține să mă lepădare tot ce este suprapus chipului Dumnezeu în noi. Dar tot ce este om este doar bărbat în... Tezele bisericii, și am să vă spun de ce vă întreb așa aproape idiot lucrul ăsta. Da. Cred că bănuiți de ce. Da. Pentru că se vorbește mereu despre un bărbat, despre niște bărbați, despre o ipostază a lui Dumnezeu în calitate de umană, de bărbat, nu pentru că a fost Hristos bărbat, dar se vorbește așa și în Vechiul Testament. Ori există o înaintare progresivă, să zicem, în secole, în care femeia iarăși este recuperată, numai puțin. Nu e doar... bucătăreasa îngerilor. Și atunci s-a discutat inclusiv despre faptul că la... În biserică noi avem pe stăpâna îngerilor și împărătați în vreo să mai ca Domnului. Exact. Adică, la reîntrupare se vorbea inclusiv în Evul Mediu, evident că se discutau astea,
și eu știu din relatările Bisericii Catolice, adică de la Toma, că trupul de slavă va fi, dar femeile vor fi și ele bărbate. Nu. Păi nu, evident. Pentru că atunci era acceptat acest punct de vedere. Și adică nu se întâmplă. Răspunsul l-avem iarăși în Evanghelie. Când întreabă niște saduchei care nu credeau în înviere, în care pe Mântuitorul și dau exemplu acela că un bărbat a avut, erau 7 frați și primul dintre ei a luat soția, el a murit și pe tradiția iudaică, următorul frate a luat de soție ca să-i nască fii. A cui va fi? Și da, la sfârșit, au murit 7 frați și la cui va fi? Soția, ultimului său. Se spune, rătăciți-ne și în Scripturile, pentru că la înviere nu va mai fi nici bărbat, nici femeie. Nici femeie. Pentru că realitatea asta ultimă este peste acea văzut Dumnezeu, de exemplu, Dumnezeu este peste timp, peste ceea ce înseamnă sexualitate și așa mai departe, este, da, care da. Este... Deci, inclusiv asta o discută... Deci, sunt lucruri care sunt descoperite undeva, nu mai cum eu nu citesc, sau și nici un țăr, nici fac un efort de înțelegere și rămân într-o înțelegere strict limitată în planul acesta, strict material și trupesc. Nu avea aceste răspunsuri, că le-a dat de mult aceste răspunsuri, mai că trebuie să și citești. Și lumea asta nu te-a să pui mâna pe o carte, e un lucru destul de dificil și anos pentru mulți dintre oamenii de tineri de astăzi. Este un efort care depășește. Deci, religia vine cu această cu narativul evanghelic, care este un ghid de viață, pur și simplu, este un ghid de viață veșnică, pentru că biserica este ea întrupează o cultură a vieții. Pentru că noi, tot ceea ce este, este despre viață, despre înviere. Pentru că omul, odată căzut, omul care a căzut din legătura lui de dragoste cu Dumnezeu, care este și sursa și zvonul vieții, e normal că cade în moarte, pentru că așa, dacă știți că este pasă de la capitolul 3, de la facere, care când vine Satana și îi spitește pe Eva și întreabă, un pic ca să înțelegem și mă opresc, și întreabă pe Eva, Dumnezeu a zis să nu mâncați din roadele pomului din rai, și Eva spune, nu, vedeți să mâncăm, mai într-un singur pom să nu mâncăm, dar de mult nu cunoaște nici bine și rău, că dacă mâncă, vom muri. Așa la Satana, că este un manipulator, în esență, îi spune, nu veți muri și veți fi la fel care cunosc în bine și rău. Omul nu avea nevoie să cunoască rău, că ce este rău? Absolut Dumnezeu. Asemța bine, rău nu are existență în sine, rău este doar absență, ca și întunericul, este absența luminii. Deci rău este absența binului, care se dă, care ia Dumnezeu. Și atunci omul cade în moarte, care este absolut Dumnezeu. Savanții ar spune că sunt găurile negre, care au și ele rostul lor. Ce se întâmplă cu ele, care absorb și ce de urmă recrează cumva, e un mister aici. Să știți că întregul univers vizibil și facetul cu Dumnezeu cu instrumente, el vorbește despre Dumnezeu. Spune Sfântul Apostol Pavel, toată făptura mânsuiește pe Domnul. Dacă ne uităm la cer, la mișcarea astelor, a stelelor, este acolo ordine și un ritm. Asta arată ordine și vin, nu, el nu vin din haos. Se numește cosmos, cum au spus grecii. Exact. Da. Și cum a spus și Eminescu. Da, haosul nu naște ordine. Dar ordinea care nu o păstrezi, poate provoca haos. Dar altfel nu se poate. Eu se zice foarte la trei termodinamici. Deci, întotdeauna, ordinea vine de la cineva. La noi, în casă, dacă facem ordine peste, nu ne putem mai găsi nimic acolo. Dacă o să facem, ne facem ordine, nu mai putem să mișcăm prin locuința noastră. Tot timp să se intervenim să facem ordine. Apoi nu se menține. Și Dumnezeu intervine și menține permanent această ordine în univers și această ordine și ritm. Toate acestea îl mărturisește pe Dumnezeu. Este lucruri sunt foarte simple, elementare. Mai și nu vrea să se uite, vrea să nu înțelege. Deci la toate acest, să zic eu, realitatea a transumanismului care vine și este promovat și este o nouă ideologie, că noi suntem sătui ideologii, știți? Am trecut prin ideologie care ne-a marcat. Știm ce înseamnă, știm ce se promite și știm ce se acuzează. Acum, este această ideologie care, de fapt, nu, este tot o idee de a crea omul nou. Știți? Un om nou cu mijloacele proprii ale omului. Numai că omul nu se poate restaura pe el. Ca să fie restaurat, s-a întrupat Iisus Hristos Domnul. S-a restaurat, s-a întrupat pentru a restaura firea omenească. El este noul Adam.
El este chipul reînnoirii noastre. Asta pentru cine vrea să acționeze sau nu, sau nu. Asta este iarăși o realitate și fiecare dintre noi vom afla dacă acest, să zic, pariu cu existența va fi unul câștigător sau nu, știți? Adică dacă noi mergem pe această mărturie a lui Hristos și începem ca fiind unică cale de reînnoire și de reîntoarcere la viața omului, ea se va, va fi, va lucra pentru noi sau nu. Zis să fie care dă răspuns. Cine vrea și spune, nu, biserica nu obligă pe nimeni. Sigur că din punct de vedere al cea, aleții de astăzi și de ideologii de astăzi, noi suntem în coliziune. Biserica este în coliziune cu aceasta și cu ce înseamnă ce înseamnă trans, ca să nu intrăm altceva. Transumanism, trans nu știu ce. Noi nu putem accepta, nu putem primi o așa ceva. Pentru că multiplicarea avem identităților masculini pe menin care devin... Dar aceasta este, să știți, apropo, este somnul rațiunii, spunea domnul profesor, somnul naște monștri. Să știți că omul, rațiunea umană care se desprinde de rațiunea divină, începe să nască monștri. Pentru că începe să se nece pe ea însăși. Și cultura europeană care a trecut... A început, să zic, cultura modernă europeană a început în 1954 la Marea Schismă. Și apoi s-a trecut prin scolastică, prin renaștere, prin iluminism și prin revoluție. Că erau urmat una după alta, în mod logic. Da. Da? Și ultimul stadiu, așa să zic, al ieșirii din biserică a fost revoluția. Și că revoluția care a continuat cu cea franceză, a continuat cu celelalte revoluții de la pașii 18, care au fost ceva... O să zic că a fost îmbrăcată așa cu un nume specific național. Și apoi Revoluția Bolșevică, care era o revoluție internaționalistă cu iniția și care dorea să impună această reînnoire a lumii, a societății pe un plan mondial și care continuă acum. Pentru că, uite ce se întâmplă cu această, ce se întâmplă în plan cultural în Occident. Nu știu dacă citiți, sunt în universitățile americane, unde ele sunt din ce în ce mai ideologizate. Apropo de matematică, ce spunea Eden, matematica devine o știință rasistă, dacă nu știți. Pentru că este cele mai mulți mai inteligenți sunt albi. S-a discutat despre asta și despre faptul că, la fel, laureații Nobel sunt mai mult albi, sunt mai mulți bărbați și atunci se vorbește despre o segregare, despre o apariție a echilibrării... Exact. Nu, e fără inclusiune, genul, fără da, inclusiune, da, da. În gen, zona teatrului, inclusiune și diversitate. Noi vă spunem că există, adică problema pe care a ridicat-o, pentru că el este mai vocal, dar și alții, nu doar el, Andrei Șerban, care e profesor fiind la Columbia University și făcând oricum teatru acolo, dar și în România și în Europa, a dus să observe această stâncizare efectivă în care îi se cerea ca Ofelia să fie mulatră sau neagră. Sau problemele pe care le-au efectiv, să zicem, în momentul în care se presupune că dacă Otelo era maur, trebuie să-l joace un maur neapărat. A machia pe cineva este semn de rasism. Și el ceva din... Trebuie neapărat un actor de culoare. Trebuie neapărat așa. Și el a spus, sunt de acord cu unele lucruri, dar nu atunci când îi se dă număr și spune, trebuie să ai neapărat 7 actori de culoare, pentru că altfel va avea probleme cu publicul și cu percepția. Dar Ofelia poate să fie de culoare și dacă se face transgender. Ce vreți? Se citește uneori, se interpretează ad literam ceea ce se consideră a fi de dată istorică. Sigur că dacă joci pe Scipio Africanul, trebuie să aduci un african. Nu, dar Scipio era roman, dar luptase în Africa. Oamenii pot să convingă. El de-aia avea chestiunea asta. Acum și Iisus Hristos, așa cum ni-l arată, nu icoanele, care sigur că împrumusețează. Au spus că au refăcut figura în urma studierii ADN-ului bărbaților din acea epocă și el apare ca un produs. Da, trăsăturile unui bărbat din Galileea care nu putea fi un star de cinema, cum l-a prezentat Robert Powell. Și... Asta e și o ipoteză. Nu sunt ipoteze, evident. Evident că nu avem fotografia. Vă dați seama că dacă ar fi fost fotografia... Avem la test, cum arăta unul și este... Dacă ar fi exista fotografia și... Iosef Flavius, care era istoric, un istoric evreu, care a relatat și cum arăta Mântuitorul. Sunt ceva păi nu, dar asta aproape că nu contează, pentru că sunt dispute colaterale. Vă dați seama că nici Mihai Viteazu nu arăta ca Hamza Pelea. Și totuși noi considerăm pe Mihai Viteazu a fi exact ca Hamza Pelea. Dovadă că spunem ce bărbat frumos, ce pujmă avea. Nu era chiar așa, dar era grec
și mai brunet. Mai iar în bisericile creștine din Mexic, Fecioara Maria, da, e de culoare. Dar cum spun și poeții, pentru african Dumnezeu este cineva negru. Și atunci de ce? Nu trebuie să nu pot să iau un alt problemă. Și atunci de ce să nu fim mai toleranți? Tocmai de asta discutăm. De toleranță discutăm. Apropo de, domnule, eu nu pot, domnule, nu pot să accept că eu... Deci, dacă Fecioara Maria, frumos reprezentată, în icoane, creștină, Mexic este de culoare, atunci... Așa este pentru ei, cu culoarea locală. Exact. Dar nu o dăm... Așa se duce la sufletul ăla. Nu o dăm în deriziune, pornind de la observația asta noastră și a părintelui și a noastră, dar un filozof englez, nu mi-amintesc acum numele, spunea, vă dați seama că dacă ar exista un Dumnezeu al leilor sau al taurilor, el ar fi sub formă de leu sau de tauri? Da. Pentru că ei așa și l-au reprezentat. Numai că ei nu au așa ceva. Ei au doar șefi. Da. Șefi. Da. Și acum vreau să închei cumva. Deci, piesa în această tablou care încerca să pună așa doar câteva elemente, e foarte mult de vorbit, biserica rămâne cumva sau apare anacronic în afara timpului. Ea trebuie să fie așa. Ea trebuie să fie așa. Că aici ai unul înțelegeți foarte bine. De ce biserica ar trebui să fie conformă? Da. Trebuie să vezi contemporan, ea trebuie să fie anacronic. Ea e în afara timpului. E afara timpului. Da. Spațiul liturgic este în afara timpului. Da, da. Și atunci trebuie să în afara timpului, pentru că noi vorbim despre o realitate care este imuabilă. Nu avem un adevăr relativ. Hristos, dacă este adevăr absolut, dacă l-așteptăm ca adevăr absolut, atunci ne raportăm la un adevăr absolut pe care și-l păstrăm ca atare. N-ai ce să schimbi. Sigur că, dar raportul bisericii cu realitatea, asta este un raport care... Inclusiv cu știința, biserica având doar cu știință. Această adaptare, sau de fapt nu adaptare, această aclimatizare bisericii cu spațiul public și așa mai departe, cu spațiul politic, vreau să vă spun și închei cu asta. După ce a fost instalat regimul comunist în România, Pateau Justinian, la câțiva ani după ce a fost instalat, prin 40 și ceva, 47, 48, a avut o problemă de conștiință. Cum să se raporteze la noul regim? Care era declarat ateu. Nu. Încă nu. Nu, el n-a fost. Care era declarat regimul. Regimul, da. Era declarat ateu. Deci, era clar că era un regim care nu accepta... Cu cine colaborezi. Exact. Cum mă miști în acest spațiu, care de fapt mă respinge în totalitate? Și într-o zi a chemat șase clerici care avea de plină încredere. Oameni de biserică așa, încercați. Da. Și a chemat la el în cabinetul lui, așa, foarte discret, să nu știe nimeni. A dus și fiecare pe rând. Și le-a pus o singură întrebare. Biserica, ce are să aibă față de regimul comunist? Unul de împotrivire și de jertfă sau unul de acomodare? Votul a fost 4-2 în favoarea acomodării. El putea să al șaptelea, vă putea să, dacă erau 3-3, putea să încreze în fel sau nu. N-a mai fost nevoie. Că dacă vota pentru ceilalți, majoritatea ar fi fost pentru acomodare. I-ar fi ascultat? Dacă le-a cerut părerea? Da, da. I-ar fi ascultat. Era ca un consiliu al bătrânilor. Exact, redus. A fost un sinod redus, de taină al bisericii. Pentru că era o problemă fundamentală. Adică și... S-a văzut, adică era de istorică dat dreptate în decizia lui. Adică, dacă s-a primit, bine, el a avut, atenție, trebuie să ne spun că el a avut un atu în fața lui Gheorghiu Dăși, da. Pentru că la un moment dat, și poate bine, când era în egalitate pentru comunist, Gheorghiu Dăși era român de siguranță și el a fost găzduit de... Pe atunci preotul Marina l-a fost găzduit exact. La el acasă. Avea o mare trecere în fața pentru lui Deși. Și a avut da. Să-i spun la un moment dat, când a ajuns un pic de confruntare, a spus, tu să-ți vezi de politica ta, eu văd de biserica mea. Ajungând la un fel de la... să reînțelege principiul care din
Adică bizantin, când era acea simfonie între împărat și patriarh. Simfonia, da. Da? Tu ești cu puterea lumească. Exact. Eu, și el a reușit în acel context politic. Da, apoi, da, poziția nu este discutată. Stalinist. Unii o contestă, alții o apreciază. Nu, poziția lui a fost providențială, totdeauna, da? Sigur că oricine poate fi criticat. Și poți au criticat pentru că au spus patriarhul roșu. Da, el n-a fost roșu, el a fost un păstor al bisericii în vremuri foarte, foarte dificile. Și asta vreau să vă spun că și pentru noi se pune aceasta, adică în acest spațiu în care, sigur că da, Hristos este contestat ca realitate și chiar și istorică. Există și pildele lui Iisus acest lucru, pe care sigur că trebuie să-l folosim cu măsură și cu împătare, căci al minte îl poți folosi oriunde. Și spui, Iisus mi-a dat dezlegare, pentru că spune așa, fiți brânzi ca porumbei și înțelepți ca șerpi. Și înțelepți ca șerpi. Dar și ce înseamnă înțelepți ca șapele? Șapele și se face bine să atacate și ferește cap. Da. Mintea. Unii folosesc acest tip de înțelepciune și în sensul vicleniei în fața unor adversități. E o înțelepciune. Adică nu fi naiv. Nu fi naiv. Să-i spunem o înțelepciune. Pentru că nu vei spune... Da. Cine ești, pentru că te vor... Da, atunci fi puțin înțelept. Este o înțelepciune. Da, există o înțelepciune. Deci îi se dă această portiță omului, pentru că știe că omul nu poate să scape din anumite situații. Da. Sau e confruntat. E confruntat. Ești confruntat și ar să fie înțelept.